Dacă ai putea vorbi fluent orice limbă începând de mâine, care ar fi aceea și de ce? O să răspund că aș vrea să vorbesc japoneză, pentru că mă uit acum la un serial, Tokyo Vice, și aia vorbesc acolo japoneză și vreau și. Dacă ai putea să te teleportezi oriunde în lume pentru prânz, unde ai merge și ce ai mânca? O să merg tot în Japonia, pentru că oamenii mănâncă foarte des acolo în film și aș mânca ceva sushi sau ceva specific lor. Dacă ai putea să călătorești în timp, ai alege să vizitezi trecutul sau viitorul? De ce? Aș alege să văd viitorul ca să știu dacă mai trăiesc, dacă mai vreau să stau în prezent. Cafea sau ceai? Cum îți place preparată? M-a nimerit chestia asta. Cafea clar. Îmi place și ceaiul, dar prefer cafeaua. Sunt addicted. Și o prefer, depinde. Și cu lapte și fără, dar mai mult fără. Și fără zahăr. Într-un univers paralel, ce profesie total diferită de HR ai avea și de ce? Păi, cred că într-un univers paralel m-aș face actor, așa cum plănuiam de la începutul vieții mele. Material realizat cu sprijinul Universității Româno-Americane.